Salut, toată lumea, și bine ați venit la un episod de Mafia 2. Hai să continuăm. Deci avem un shotgun. Aoleo. Aoleo. Vezi că sunt periculoși tipii. I-am omorât. Avem aici și un rifle pe barosănia. Lăsați așa să îi dăm reload. Hai, hai, de rush. De ce nu-mi zici că e aici unul, mă? Aoleu. Easy. Să-ți dăm reload și să luăm clanțele. Hai să vedem. Uite-și pe ăsta. Doamne. You should have brought him by your wife before. Don Clemente sends his regards. Rip. Oh. Fuck. Chema? What? Fuck you. Sorry, you fuck. Ah, voilà. Rip. Where'd he hit? Of course I'm not fucking okay. He shot me in the fucking leg. God. Oh yeah. Son of a. Get me to El Greco. The fucking painter? No, the fucking doctor. Okay, okay, you take idiot. It easy. Gonna get you there in a minute. The Greek guy lives up in Highbrook. Right, let's get you to the car. Maron, you're heavier than you look. Easy, hai să vedem. Deci trebuie să-l ducem la 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 mașină, la mașină. Shut the balls off. Take it easy. He missed him by a mile. Ok. Hai să mergem, că ne-au pus un punct pe hartă, deci... Mă gândesc că... Ce? Get out the... A, ah, deci trebuie să mergem afară. Liftul nu merge, deci o să merge pacii. Hey, careful! Opa. Yeah, no, aoleu. Da, că se dărâmă clădirea cu noi, ce n-ai ăla? S-o probă și grasul ăla când l-am pușcat. Aoleu. Easy. O să iau și o pistolă, ne, dacă tot luăm cu două pistole. A, uite, vine și grasul. Uite, îl vedeți? Hai, vină mai repede, grăsucule. Paci, nu e o mașină. Hai repede, hai repede. A, uite nu. Ah, fuck. Ah, be fucky. De ce am luat ăsta? If I don't make it. Hey, don't go saying that, pal. It's just a scratch. Oh my god. Give you a few stitches and then we'll all go out and celebrate. No, really. Shh, you should talk right now. Helps conserve your strength. Seen that in the movies. Yeah? And what happened to the guy in the movie? He died. He died. Sper să nu se dubla asta și cu prietenul nostru Steve, sau cum îl cheamă pe ăsta? N-am fost atent cum îl cheamă. Eu știu că pe ăla grasul îl cheamă Joe, dar pe ăsta la nu știu cum îl cheamă. Oh, nu vă băgați mine! De ce ești așa de bulangiu? Că ești băgat în mine. Că eu drag mai bunicu. Eu nu conduc ca bunică, tu stai liniștit. Au zis grandmother sau grandfather? Cred că grandfather au zis. Bă, vin ăștia după noi și mă enervează. Luați un jet, mă. Deci nu am pic să bași o melodie. Audio, radio. Vito, come on, can't this thing go any faster? As fast as I can, damn it. Well, it ain't fast enough. Just relax, would you? I got a hole in my leg the size of a fucking golf ball and you're telling me to relax? Like a fucking golf ball. I've făcut o gaură ca pomice de golf. Who is this guy? What guy? This guy,
Dar de ce nu-l ducem la... De ce nu-l ducem la spital pe tipul ăsta? Sau ducem la spital acum? Because you go to the hospital with a bullet in you, first thing they do is call the cops. Yeah. So while Greco deals with a lot of guys in our line of work, ah. You should meet the visitor, Delphito. You've always been a quick heel. Must be a guy. Deci de aia nu mergem noi la... De aia nu mergem noi la... spital. Yeah. Hai că nu mai avem mult. Henry, you awake? Stay with me now. Yeah. Just hang in. Ah, Henry, man. Come on, Petit. I can smell the souvlaki from here. Hai că ora am ajuns. No, mă vede poliția, mă vede poliția. Uaaa, cât mai avea să se încarce. Gata, am ajuns, ia să-l dau. You are Greco the doctor? No, I'm the fucking painter. A friend needs help, he's gonna bleed. Thanks, doc. Good God, Henry. We owe you. Get him inside. Hello, though. Wait, I got money for you. For the job, take it. You know this could have waited. Well, thanks. And hey, thanks for everything. Hope you'll be okay. Yeah, me too. I'll stay here with him. Meet me in my place. All right. Easy money. Wow, $2,000. Motherfucker. You have to cash the... Trebuie să zicem banii ăștia la... Sora mea, tot nu-i bine. Bă, avem $3,000, ceea ce e foarte bine. Nu, stați că eu sunt urmărit de poliția, am uitat. Deci va trebui să furăm o mașinuță, deci să furăm taxiul acesta. Ne, Mr. Taxi, o să te furăm, îmi pare rău. De fapt nu o să fur taxi, o să fur asta, nu-mi place să conduc o mașină taxi, nu? Băi, poliția, poate, băi! Furăm mașina asta. Obiectivul inițial este să nu mă vadă poliția. Deci hai să nu ne vadă poliția când furăm mașina asta. Salut, frate, nu mă ocolești tu pe mine, du-te dracu. Hai, jos cu tine. Salut, frate, jos cu tine. Stai că mă duc jos, stai că nu-i de bine. Furăm mașina la asta. Dă mașina, mă-ncoa, băga mea și piciorul, ia dă-o. Dă-o, mă-ncoa. Salut, frate. Gata. Deci o să plătim datoriile. Tatălui nostru, nu? Din câte știu eu, tatăl nostru a rămas cu datorii foarte mari, a murit. Și trebuie să-i plătim acum. Foarte, foarte fain. Deja am și înțeles povestea. Știu că cineva în comentarii îmi zisese acolo un spoiler alert. M-aș să mă uit la el oare sau să nu mă uit? Habar nu am. Că mă gândesc că e un spoiler care deja am trecut de el, nu? Adică am trecut de el oare de spoilerul ăla? Adică de ce ne zice el acolo sau e ceva mai avansat ăla? Că nu știu, habar n-am, o să mă uit la spoilerul ăla. Cred că după ce câștig jocul o să mă uit, că nu vreau gen să-mi iau un spoiler de mai încolo, că nu vreau să știu ce se întâmplă în jocul ăsta. Vreau neapărat să-l câștig eu pe puterile mele, nu să-mi zic el ce să fac, știi? De-aia. Dar ți-am citit comentariul, tipule. Bă, am văzut și pe canalul, face treaba destul de bună. Adică cu autele sunt o chestie, dar ai un pic probleme cu lagul, adică ai un pic de lag în videoclipul, dar asta nu e o mare problemă, dar se vede cam ciudat când ai lag, știi, dar sincer chiar îmi place ce faci cu Outlast-ul, dar eu din păcate am câștigat, primul Outlast cel puțin l-am câștigat pe YouTube, al doilea nu l-am câștigat nici off-camera, nici pe YouTube, deci m-ar cam tenta să mă apuc de Outlast-ul și să-l blower pe acest canal, dar nu-mi plac mie jocurile cu jumpscare-uri. Așa, hai să merem. Ah, nu paci, stai, paci. După ce plătim, după ce ajungem acasă, o să ne încheiem și nouă episodul. Așa. Unde trebuie să mergem? A, aici. Vito, hey, how you doing? Shh, no, I just wanted to give you the money to pay off Papa's debt. Oh, Vito, that's great. I was gonna try and see if we could pay it back in installments. I got a little money. He wouldn't have hurt us.
Don't be so sure, but it doesn't matter now. Here, take Where'd it. You get all this money? You haven't done nothing you'll be sorry for, have you? Don't worry, everything's fine. Thank you, Vito. Thank no you. Problem. All right, look, I better be going. I don't want Ma to see me. She'll be asking where I got the money too. Don't worry, I'll make something up. All right. Give her a big kiss for I me, will. Okay? Take care of yourself, Vito. Bă, bă, că mai avem $1000, asta e foarte important. Deci, unde am lăsat mașina? Aici. Nu. Ia dacă îl împing pe moșul ăsta, să ia la bătaie. Se ia moșul la bătaie! Mamă, ce mi-a dat moșul! Stai că vine, 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 stai că vine. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, stai că mă fugărește moșul. Poliția, luați-l pe moș! Luați-l pe moș, că vrea să mă bată! Ha, l-a prins poliția, ce fraier! Eu am început ceartă șut pe l-a prins poliția, aia îmi place. Îmi place că eu i-am furat mașina, l-a fix în spatele lui și el l-a observat că i-am furat mașina. XD. Tocmai ce-am furat mașina lui tipul ăla și în fața lui, de față cu el și nu a observat. Ok. That was cool. Oricum, fraților, eu o să încheie episodul aici, pentru că știți că de obicei când mă culc mă dă la următorul chapter, așa că da. Sper că v-a plăcut acest episod, bă, frățiorii mei, eu o să mă culc acum aici de față cu voi și... De fapt, nu o să mă culc, o să mă dea la următorul chapter, ceea ce nu e foarte bine. Deci, bă, fraților, că nu o să mă culc, o să ne dea la următorul chapter. Sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să mai lăsați propuneri, ce vreți în comentarii următoarele episoade și știți voi. Ne vedem data viitoare. Bye, bye!